Doamna, nu doamna, Lipă, doamna Lipă, într-o intervenție la Gabi Safta, a spus că o să aibă ea grijă să dispăreți de tot, să vă distrugă și să vă dea în judecată. Păi, domnul Ivanovici, doamna tot încearcă din 2016 încoace. Mi-a organizat și o adunare generală pe la minister pe acolo când era ministru ca să mă schimbe din funcție. Și am desfințat-o în instanța de judecată. Însă trebuie să știu un singur lucru. La deranjul pe care federația asta l-a făcut până înființarea, având în vedere că am intrat în contradicție cu AGVPS-ul, cu domnul Năstase, cu domnul Isărescu, cu domnul Florin Ordache, dacă din punct de vedere juridic nu era constituit impecabil, până acum la ce deranj am făcut, ne mâncau de vii. A zis, zis că o să vă termine și o să aibă grijă să nu mai apăreți nicăieri. Dânsa ar trebui când dă câte un interviu de ăsta public să-și măsoare cuvintele, pentru că astea sunt amenințări ce face dumneai. Da, și că o să vă dea a promis public o să vă dea în judecată. De-abia aștept să mă întâlnesc cu dânsa în fața unei instanțe de judecată. De-abia aștept că o să o cer să vină să o audieze. Să vedem, știe ce să spună. Păi și ce credeți, știe? Nu știe, domnule, dânsa nu cunoaște legea. Eu m-am uitat ieri la emisiunea lui domnul Gabi Safta, că am urmărit-o și o să știți. Dânsa citea după hârtie, domnule, ce vrea să spună. Adică habar n-are? Habar n-are, domnule, de legislație. Și juriștii aia care sunt puși acolo, numai năzbâtii scriu. Păi dânsa spune că... Deci eu când am făcut cererea de închemare în judecată pentru Federația Română de Canotaj, prima dată am trimis documentul respectiv, actul constitutiv și statutul Federației Române de Canotaj, pus la dispoziție de Tribunalul București, la Agenția Națională pentru Sport, ca să-și facă un punct de vedere. Pentru că Agenția Națională pentru Sport, conform articolului 49 din legea 69/2000, supraveghează structurile sportive. Păi cum să se supravegheze dumneai pe dumneai? E vorba aceea, dânsa și acum, din punctul meu de vedere, conduce Federația Română de Canotaj. Restul cu chestia cu suspendări, cu asta-s povești. Pentru că dacă suspendă din funcție, pe perioada mandatului, trebuie să pună înlocuitorul la tribunal acolo, să apară ca reprezentant legal. Despre ce discutăm? Da.